Bună dimineața, bine v-am regăsit la previziuni. De anul viitor nu vom mai putea cumpăra margarină, popcorn pentru microunde, supe la plic sau alte alimente de acest gen, dacă producătorii nu vor elimina dintre ingrediente componentele nocive. Vorbim despre acizii grași, transintetici, care nu sunt de proveniență naturală și care sunt extrem de periculoși pentru sănătate. O lege în acest sens a fost aprobată recent de Parlament și urmează să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis. Florentina Lazar vine chiar acum cu toate informațiile. Bună dimineața! Bun găsit! Proiectul de lege inițiat de USR implementează și în România directivele Uniunii Europene în ceea ce privește eliminarea acizilor grași transsintetici. Așadar, de la 1 aprilie 2021 vor fi interzise de la comercializare alimentele care conțin acești acizi nocivi. Vorbim aici despre margarină, pungile de chipsuri, pungile de popcorn pentru microunde, sosurile, dar și unele napolitane. Așadar, producătorii trebuie să elimine acești acizi din alimente. Până acum, pentru a reduce costurile de producție, firmele care comercializează astfel de alimente au inclus și acești acizi grași trans sintetici în locul celor de proveniență animală. Aceștia sunt însă foarte nocivi pentru organismul uman și sunt în mare parte răspunzători pentru mai multe afecțiuni. Vorbim aici despre boli cardiovasculare, Alzheimer, cancer, dar și